M-am gândit că trebuie să schimbăm perspectiva de la înălțimea asta la o altă înălțime. Și am spus că Dulci, i-am dat numele de Dulci pentru că eu jucând Don Quixote la Național, știți, iubirea lui Don Quixote era Dulcinea din Toboso. Și atunci am zis să fim un cuplu ideal. M-am dus aici în parc cu Carol dimineață și am zis că între mine și Dulci e o diferență de 3000 de ani de civilizație. Că pe la 6:30 dimineața că m-am scoat, era un afiș mare de tot cu unul gras care se chinuia să fie primar sau senator. Și m-am dat seama care e diferența între noi doi. Eu am privit afișul, Dulci nu. Ea a privit un fir de iarbă. Și firul ăla de iarbă, sau trandafirul respectiv, te duce într-o esență a vieții. Mi-am dat seama cât timp sau cât de mult am fost dresat ca să mă uit la lucruri neimportante. În clipa în care părăsim această lume, tot firul ăla de iarbă rămâne esențial. Și atunci este un fel de dezvrăjire de lumea asta, din ce în ce mai urâțită și mai, așa, parcă împotriva firii. O altă privire asupra omului. Știți, Esop, ce face Esop? Privesc și câtă lume și niciun om. Avem mobile, avem avioane cu reacție, avem o tehnologie extraordinară. Sunt foarte prost cu sufletul. Când am scos cartea Fidem, vorbeam la telefon și de regulă cu multe doamne, zic, am scos o carte, Fidem, și-mi spunea, cum, Fidel? Nu, Fidem! Fidelitatea absolută o găsesc la câini. N-au nicio, cum să zic, oscilație. Ei n-au căderi. Aici nu este vorba să... Eu cartea nu am scris-o pentru copii. Am scris-o pentru copilul din noi. Și atunci o să vedeți faptul că un cățel, atâta timp cât tu ești sensibil, te obligă să vezi o dimensiune a vieții, a lumii, care noi de regulă o neglijăm. Suntem grăbiți. Trăim într-o viteză fantastică și nu mai acordăm importanță detaliilor, amănuntelor. Dacă vreți să cunoașteți bucuria întâlnirii, luați-vă un câine. Să vedeți cum vă așteaptă. Dacă nu vreți să cunoașteți dezamăgirea, luați-vă un câine. El e constant. Dacă vreți să cunoașteți instinctul de jertfă, total, absolut, luați-vă un câine. Dacă știți din toate poveștile respective, e și un pudel din ăla mic, un baset. Dacă eu cu o doamnă în vârstă, o pensionară și o atacă, el își dă viață. Dar într-o fracțiune de secundă. Nu e cazul să facem apologia, știți, Asociația Chinologică din România scoate o carte și hai să apărăm animalele. Cartea aceasta este scrisă din cu totul și cu totul altă perspectivă. Bunul meu prieten, profesor Gheorghe Ceaușu, care a făcut o postfață, mi-a spus așa într-o zi, mergând pe drum, ci că ai observat, Dane, că a dispărut celălalt, cel de lângă tine. A dispărut. Lumea ordinărită și ordinară care vine peste noi, în viteză, îl distruge pe celălalt sau cel puțin face din el un instrument. Niciodată un câine nu va face din tine un instrument de folosință. Pentru el, ești sufletul lui, ești viața lui. Ca un fel de reinstaurare a omului interior. Ați văzut că nu se mai dă 2 bani pe omul interior. Pe sensibilitate. Tinerii noștri cresc într-o junglă nenorocită, în care nu mai există viața intimă, interioară, omul interior. Sensibilitatea nu mai este prețuită în sensul acesta. Cartea am scris-o ca un fel de pansament sufletesc. Pentru că mi-am dat seama că atacul final care se dă asupra României este asupra structurii noastre sufletești. Să devenim insensibili, să devenim patologici, să ne dezicim de natură. O să spuneți, n-are nimic edulcorant în ea. N-are nimic din ăsta așa, știi, cu diminutive inutile. Și este o carte, cred eu, de mare sensibilitate. Dulci este foarte profundă. Așa.
are o părere foarte proastă despre pisici, aleargă după ele, dar când ajung, ultima oară o pisică a fugit după ea, pentru că și-a vrea pui. Și mi-a dat seama că de fapt vrea doar să o sperie, că n-are, nu se joacă cu oricine în parc. Și mi-a spus să nu mai dau din coadă în fața oricui. Este clar, un instinct de selecție nemaipomenit, e foarte selectivă. Și am și scris asta, este genială, a venit și a venit așa, un tip haios așa, deși zice că, dom'le, îl lasă păr. Zic, cine, eu sau ea? Nu, nu, e cu ea, și formă mușcă? Zic, nu mușcă. Dar de ce nu mușcă? Nu-i câine? Zic, e labrador, cine? El e labrador, ce e aia? Zic, e o specie de câini care, cum să zic, foarte blânzi. Și de la ce e bun? Că blândeți în ziua de zi nu e bun la nimic. Extraordinar necetă de ala, era ping-pong. De la omul zice, nu e, ce să facă cu blândeți, dar nu-i câine, nu. Câine trebuie să muște. Și zice, dom'le, zic, e o rasă, m-am încercat acolo, a plecat, o țineam în față acolo, e o rasă special dresată pentru oameni în vârstă, pentru copii, pentru oameni cu handicap. Și l-am dat o chestie genetică, adică ăștia se ocupă de ce trebuie să se ocupe guvernul. Pentru că cu jigodile la mine pe coiști. Este extraordinar, ci se deschid porci. El este un liant în relație. Este un este foarte tulburat un câine dacă te vede că te cerci, dacă te vede că ridici glasul sau dacă te vede că nu zici nimic, dar ești prins de gânduri. Știu și eu ce taină mai este și asta pe pământul ăsta. Ceea ce mi se pare mie foarte important, că noi oamenii suntem datori naturii. 3 milioane de handicapați mentali au ieșit pe stradă să defileze cu președinți de ciocolată și zic ce civilizație superioară are acest popor, că este încă sănătos la cap. În România nu s-a întâmplat așa ceva. O asemenea, dar am zis, ultimul țigan care fură din Paris, ultimul bandit român, n-ar fi făcut abjecțiile alea. Ar fi furat, ar fi spart, s-ar fi rugat la Maica Domnului să nu-l prindă. Instrumentaliza ortodoxia în re, dar așa ceva era un mărășit spiritual. Și atunci îți dai seama că este o civilizație superioară. Ce poate să facă un neam și ce nu poate să facă? Haideți să facem o listă. Ce abjecție a făcut în istorie acest popor? Dom'le, noi suntem un popor umil, amărât, marginea Europei. Hai să facem o listă. Ce abjecție a făcut acest popor în istorie și ce au făcut alții în numele civilizației? Această lume, am mai văzut una în America acum 2 săptămâni, că au creat încă o expoziție cu blasfemii. Iar a tras unul cu mitraliera, iar au murit oameni și a apărut una să spună, înțeleg că te poți simți jignit dacă îl pui pe Iisus Hristos crucificat într-un veceu public, dar pentru asta nu trebuie să omori un om. Dar de ce să-l pui? Categoric că nu trebuie să omori un om. Dar de ce să faci o asemenea blasfemie în numele cărei credințe? Și atunci ne întoarce la demnitate și a spus așa, măi copii, uitați că de la om nu mai puteți învăța demnitatea. E clar că a avut o vază și suferă de lichelism și sunt, cum să zic, un fel de, e o lume deliberat pervertită pentru ăștia care vor să ne distrugă. Prin secolul XIV, în Europa, care suferea aceleași crize ca și acum, care le era frică de cucerirea musulmană, în Bolonia a apărut o carte, Fiore di Virtu, Fiore di Virtu, Floarea Virtuților, în care un monac punea virtuțile și păcatele într-o parte. Dom'le, nu se complica, dom'le, cu nimic. El, ca să vorbească de demnitate, și a spus că Hermelina, de fapt Hermina, aia mică, e ca o nevăstuică cu o blană albă, preferă să fie prinsă de vânător și ucisă decât să aibă blănița murdară. O prinză așa, se linge. Și atunci omul demn preferă să-și dea viața, dar să aibă sufletul curat. Zic, așa au fost în pușcării, așa au fost partizanii noștri, a fost așa. Nimeni nu vorbește de chestia asta. Și atunci a zis, învățați-vă de la o Hermină. Învățați-vă de la un câine ce face un câine și ce nu poate să facă un câine, că omul poate să facă orice. Omul este liber să facă orice. Pe ăsta zic că e animal. Bun, are limitele lui fiziologice, mentale. Dar la un moment dat, anumite lucruri nu le face. Trăim o lume atât de sucită și, repet, nu aveți de-a face cu o carte care antropomorfizează, care exagerează lucrurile, care, și care, cât am putut eu,
că nu sunt scriitor, să regleze această constantă sufletească a neamului nostru. Cât am putut. Ea nu se circumscrie, domnule, acum, ea este ieșită din, dacă vreți, ca un strigăt. Nu un strigăt de disperare, de tristețe. El are o surdină de tristețe. Omul contemporan, nu numai la noi, peste tot, în Occident, mai știu ce, tendința comunismului albastru, că din roșu a devenit albastru, este să facă pește de acvariu. Ați observat la acvariu? Îl faci cu degetul așa și îl fuge și în două secunde se întoarce. Are memorie scurtă. La noi îi face așa și se întoarce imediat. Tot la ala care a făcut așa. El nu e pește de râu să fugă când e făcut așa de kilometri. Știți? El e de acvariu. Are memorie mică. Memoria pericolului. Este clar că se sapă așa fantastic de mult și cu tenacitate la substanța noastră sufletească. Cartea de aici a ieșit. Dintr-un fior de sensibilitate, ea poate fi citită pe sărite, nu săriți spre fața, pentru că Astor este de o inteligență remarcabilă. Vă mulțumesc din suflet că v-ați răpit din timp. Mă bucur că nu-i furtuna afară, că au anunțat că e furtuna. Și asta am zis, noi, nu va fi furtună pentru că Dulci trebuie să-și prezinte cartea. Și atunci eu vă mulțumesc că și dumneavoastră, prin așteptarea noastră, ați oprit furtuna. Toată dragă!